Un schelet roman cu o gaură în picior a fost găsit în Italia și e una din puținele dovezi ce prezintă același tip de tortură care l-a ucis și pe Iisus Hristos. Scheletul vechi de 2000 de ani a fost găsit în urma unor săpături din nordul Italiei, acesta prezentând semne ale unor leziuni particulare pe călcâiul drept, care sugerează că omul a fost cu siguranță crucificat. În ciuda faptului că romanii au practicat răstignirea timp de aproape un mileniu, pe zeci de mii de oameni, inclusiv pe Iisus Hristos, dovada tehnicii crucificării este foarte rară. Un alt exemplu de acest gen este a unui cui de 18 cm găsit în corpul unui bărbat evreu, acesta a fost descoperit într-un mormânt din Ierusalim în 1968. Cercetătorii au descoperit oasele a două generații de bărbați, iar cel mai în vârstă prezenta un cui de 18 cm în călcâi. Dovada crucificărilor e atât de rară deoarece crucile de lemn pe care romanii le foloseau s-au dezintegrat rapid. În plus, aceștia credeau că unghiile aveau un fel de proprietăți magice și din această cauză erau adesea luate de la victime. Rămășițele actuale au fost găsite într-un mormânt lângă cărămizi și plăci cu specific roman, ceea ce sugerează că scheletul provine din perioada romană. Această metodă de tortură este una din cele mai brutale din toată istoria noastră. Iată așadar cum decurgea o crucificare, iar dacă sunteți slab de îngeri, vă rog să dați pe alt clip și să urmăriți un cu totul alt subiect. În primul rând era o moarte îngrozitoare, înceată și dureroasă. Fiind țintuit pe cruce, omul se afla într-o poziție anatomică imposibil de menținut. Genunchii celui crucificat erau îndoiți la 45 de grade, fiind forțat să-și mențină greutatea în mușchii coapselor, ceea ce nu constituie o poziție anatomică posibil de menținut mai mult de câteva minute fără să-ți provoace junghiuri severe în mușchii coapselor și ai gambelor. Greutatea celui crucificat se află acum în picioare, prin care trec piroanele. În timp ce forța mușchilor mădularelor slăbea, greutatea corpului său era nevoită să se transfere în încheieturi, în mâini și în umeri. Iar la câteva minute după crucificare, umerii se dislocă. Câteva minute mai târziu, coatele și încheieturile se dislocă automat. Dislocarea membrelor superioare survine din faptul că mâinile erau mai lungi cu 20 de centimetri, din cauza faptului că mâinile sunt de cele mai multe ori mai lungi. În legătură cu acest aspect, după ce îi se dezlocă încheieturile, umerii, coatele, greutatea corpului asupra membrelor superioare cauzează o forță de tracțiune asupra pectoralilor și a peretelui pieptului. Aceste forțe de tracțiune au cauzat ca coșul coastelor să fie împins în sus și în afară într-o poziție extrem de nenaturală. Peretele pieptului se află în permanență într-o poziție de maximă inspirație respiratorie. Pentru a expira, omul crucificat trebuia, din punct de vedere fiziologic, să-și forțeze întregul corp. Trebuia să se apese pe piroanele din picioare pentru a-și ridica corpul și a permite coșului pieptului să se miște în jos și înăuntru pentru a expira aerul din plămâni. Practic, plămânii se află într-o poziție de continuu repaus dacă nu faci mișcări extrem de dureroase. Crucificarea constituie, deci, o catastrofă medicală pentru corpul uman. Spre deosebire de toate filmele hollywoodiene sau documentare ce prezintă crucificări, victima era extrem de activă față de ce se prezintă în film. Victima crucificată era forțată să se miște în susul, în josul crucii, pe o distanță de 30 de centimetri pentru a putea respira. Procesul respirării cauza dureri sfâșietoare amestecate cu o permanentă groază a asfixierii. După scurgerea celor 6 ore de când condamnatul era crucificat, omul devine din ce în ce mai neputincios în a-și menține greutatea pe picioare, în mâini, iar mușchii membrelor superioare și inferioare sunt deja extrem de extenuați. Se accentuează dislocarea încheieturilor la mâini, picioare, umeri, coate și respirația devine din ce în ce mai dificilă deoarece necesită ridicarea în permanență a coșului pieptului. După câteva minute de la crucificare, omul condamnat devine deja dispneic, adică nu mai respiră deloc ușor. Durerea din cei doi nervi mediani străpunși în încheieturi exploda la fiecare mișcare a omului. Din punct de vedere fiziologic, corpul omului condamnat la crucificare trecea printr-o serie de evenimente catastrofale și mortale. Nivelul de oxigen începea să scadă și apare hipoxia, nivel scăzut de oxigen în sânge. Pe lângă aceasta, din cauza respirației restricționate de mișcare, dioxidul de carbon din sânge începe să crească, iar tulburarea cunoscută se numește hipercapnia.
creșterea nivelului de dioxid de carbon stimulează inima să bată mai repede pentru a crește transfuzia de oxigen și înlăturarea dioxidului. Pulsul probabil că măsoară 220 la un moment dat. Sângerarea e din ce în ce mai abundentă, de la piroanele bătute în picioare, mâini, iar dezhidratarea se resimte din ce în ce mai mult. Așadar, avem de-a face după 7-8 ore cu un volum de sânge scăzut, tahicardie, o bătaie inimii excesiv de rapidă, o rată rapidă a respirației și o transpirație abundentă. Pe la amiază, omul crucificat începe să cedeze. Pămânii se umplu de edemă pulmonară, omul se află în insuficiență cardiacă și insuficiență respiratorie, iar cererea de lichide este o disperare pentru cel condamnat. Când romanii voiau să accelereze moartea crucificatului, îi rupeau efectiv picioarele victimei, dând cu ciocane în fluierul piciorului, cauzând moartea prin sufocare într-un interval de doar câteva minute. Această procedură se numea crucifragrum. Există izvoare totuși istorice ce fixează apariția crucificării la persani, Alexandru cel Mare nefiind străin de așa metode de tortură. Tehnica s-a răspândit apoi în Egipt, Europa Veche, celți sau romani. În vremea lui Iisus Hristos era deci practicată destul de des. Crucificarea presupune fixarea condamnatului pe un stâlp de lemn îngropat în pământ, iar mâinile îi sunt îndepărtate de corp prin prinderea lor de un alt lemn pus perpendicular. Aici apare prima deformare survenită în timp. Crucea pe care o știm azi, cu două elemente perpendiculare și inegale, nu era la fel și la romani. În fapt, traducerea din greaca veche se înțelege orice lemn fixat în pământ în poziție verticală. Metoda derivă din tragerea în țeapă. În loc să fie trecut o țeapă prin condamnat, mâinile acestuia erau prinse de o bârnă de lemn, era biciuit, plimbat prin oraș, apoi bârna era fixată în stâlpul deja îngropat în pământ. Stâlpul nu avea o înălțime foarte mare, după cum se vede în multe icoane. Avea undeva la 1,4-1,7 metri. Răstignirea a fost practicată încă de fenicieni și cartaginezi, și apoi mai târziu excesiv de către romani. Numai sclavi, țărani și cel mai mic dintre criminali erau răstigniți, dar rar cetățeni romani. Forma romană a răstignirii nu a fost folosită în Vechiul Testament de poporul evreu, deoarece s-a văzut răstignirea ca fiind una din formele cele mai oribile, blestemate de moarte. În vremurile biblice din Noul Testament, romanii au folosit această execuție ca tortură și a exercita autoritatea și controlul asupra populației. Înainte de a pune victima pe cruce, un amestec de oțet, smirnă, era de obicei oferit pentru a atenua o parte din suferința victimei. Scândurile din lemn erau de obicei fixate pe verticală, cu un scaun sub picior, permițând victimei să-și odihnească din când în când greutatea. Ca descurajarea crimei, răstignirea era efectuată în locuri extrem de publice, cu acuzații penale afișate pe cruce deasupra capului victimei. După moarte, corpul era de obicei lăsat să atârne pe cruce. Crucificarea este probabil cea mai groaznică tortură inventată de om vreodată. Se crede că Biblia a fost cea mai vândută carte din lume, iar întâmplările relatate au creat cele mai multe controverse. Biblia a schimbat viețile a milioane de oameni și a modelat destinul mai multor națiuni de-a lungul istoriei. A existat, desigur, și reversul întunecat al acesteia, când preoți fanatici și monarhi tirani s-au folosit de o interpretare greșită a Bibliei pentru a stăpâni popoare și pentru a stârni războaie. Cât de bine înțelese au fost însă unele povestiri din Cartea Sfântă, ce relatat în Biblie a fost sau este înțeles corect de toată lumea. Numeroase povești cunoscute de noi au anumite semnificații care de-a lungul timpului au fost denaturate și greșit interpretate. Dilema pedepsirii lui Adam și a Evei. Cea mai întâlnită neînțelegere legată de povestea primilor oameni se referă la momentul alungării acestora din grădina Edenului. Se spune că Adam și Eva au fost alungați din cauza faptului că au mâncat din fructul interzis care oferea cunoașterea supremă. Totuși, noi cercetări teologice contestă această interpretare și susțin că Adam și Eva au fost de fapt pedepsiți pentru că au gustat din fructul copacului vieții, care i-ar fi făcut nemuritori. Controversa unui Dumnezeu aspru în Vechiul Testament și iubitor în Noul Testament. E o concepție foarte depărtată de adevăr. În Vechiul Testament, Dumnezeu e de fapt pus într-o lumină cât se poate de pozitivă, iar în Psalmul 86, Dumnezeu e descris ca fiind milos, grațios și plin de iubire și niciodată nu îi pedepsește pe păcătoși trimițându-i în iad. În Noul Testament, dimpotrivă, sunt numeroase momente în care Dumnezeu îi pedepsește cu moartea pe creștini. Jocurile de noroc și consumul de alcool.
Secole de-a rândul, liderii bisericilor creștine au condamnat jocurile de noroc și consumul de alcool, considerându-le foarte grave. Totuși, în Biblie nu există nicio mențiune cu privire la pedepsirea acestor vicii de către Dumnezeu. S-a născut Iisus Hristos cu adevărat într-un staul? În Evanghelia după Matei se relatează cum că Iisus s-a născut într-o casă, de exemplu. Oricât ar părea de bizar, în Biblie nu e deloc menționat faptul că Hristos ar fi fost născut într-un staul. În Evanghelia după Matei se relatează că el ar fi născut tocmai într-o casă și a fost ținut într-o copaie. Probabil din această cauză, povestea s-a denaturat și a fost inclusă confuzia staulului, dar nu este precizat în mod exact. Cele 10 porunci. Există o problemă de traducere în cazul poruncii să nu ucizi. Ea a fost înțeleasă greșit în contextul să nu ucizi fără judecată, iar acest lucru a dat frâu liber de-a lungul istoriei multor crime care se ascundeau în spatele așa numitei legitime apărări sau pedeapsa capitală. De asemenea, porunca să nu iei numele Domnului în deșert nu se referă la a nu blestema, ci să nu acționezi în numele lui Dumnezeu atât timp cât n-avem această putere. O citare greșită din Biblie. Celebra frază, Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută, a fost de fapt punctată de Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. Mulți oameni cred că aceasta e menționată în Biblie, ceea ce este total eronat. Călătoria Fecioarei Maria. În Biblie nu este relatat în mod explicit faptul că Fecioara Maria a călătorit la Betleem pentru a-i da naștere lui Hristos. Mult timp a circulat povestea potrivit căreia Maria a călătorit pe spatele unui asin, dar nu este menționat deloc acest lucru în Biblie. Povestea lui Iona, captiv în burta unei balene. Aceasta este o poveste controversată din Vechiul Testament și din cauza faptului că în Biblie nu e menționat cuvântul balenă. În Sfânta Scriptură se relatează că Iona este înghițit de un pește uriaș și, după cum știm azi, balena nu este un pește, ci un mamifer. Dar oare știau și oamenii de atunci acest lucru? Coarnele lui Moise. Dacă se analizează reprezentările statuare ale lui Moise, în special cele din Renaștere, se va observa că emblematica personalitate biblică are coarne pe cap, iar acest lucru nu este o greșeală. În Biblie e specificat faptul că cei care intrau în contact cu Dumnezeu, precum Moise, se întorceau apoi cu anumite protuberanțe asemănătoare coarnelor. Cei trei magi. Foarte mulți oameni cred că la nașterea lui Iisus Hristos, acesta a fost vizitat de trei înțelepți, dar în Biblie nu se menționează numărul exact. Se spune doar că Hristos a primit trei daruri, dar nu de la trei magi. Probabil că trei, fiind o cifră magică, a fost incorporată în această poveste. Raiul și iadul. În Vechiul Testament nu se precizează nimic despre rai și despre iad. Cele două concepte au fost introduse în Sfânta Scriptură abia odată cu Noul Testament. În plus, sufletele noastre merg în aceste locuri nu după ce murim, ci la sfârșitul timpurilor. Despre Mântuitor nu știm prea multe. Biblia relatează faptele lui și îndemnurile pe care ni le-a trimis, însă referitor la viața lui personală, amănuntele sunt puține. Cea mai controversată perioadă din viața lui Iisus este cea în care, pentru 18 ani, pur și simplu a dispărut. Că a fost plecat din țara natală e aproape o certitudine, atâta vreme cât nu și-a cunoscut verișorul pe Ioan Botezătorul, pe care l-a întâlnit pentru prima oară abia în ziua botezului său. Unde a fost Iisus, deci, între 12 și 30 de ani? Și mai ales ce a făcut, ce scop l-a purtat pe tărâmuri necunoscute? De ce Cartea Sfântă păstrează tăcerea în legătură cu acești 18 ani? Teologi și istorici au încercat să găsească un răspuns. Iar conform teoriilor lansate, Mântuitorul a fost plecat în nordul Europei, în Asia, America de Sud sau chiar în Dacia. Iată așadar 12 lucruri despre Iisus Hristos pe care probabil nu le știați. Iisus își primește numele de la un înger, Arhanghelul Gavril. Îngerul a venit la Fecioara Maria și i-a spus, vei naște un fiu și îl vei numi Iisus, Yeshua în ebraică. Un nume foarte comun în Palestina de atunci. Numărul 2. Iisus probabil nu s-a născut pe 25 decembrie. Întreaga lume sărbătorește nașterea lui Hristos pe 25 decembrie, dar este aceasta ziua de naștere reală? Probabil că nu. Primii lideri creștini, precum Hipolit și Ioan Gură de Aur, au început să pună nașterea lui Hristos la această dată. De-a lungul timpului a devenit data acceptată pentru sărbătoare, oferind o alternativă la multe festivaluri păgâne care se petrec în acel moment. Pentru a atrage mulțimi. Mulți cărturari pun la îndoială acuratețea acestei date și se îndoiesc.
privind la nașterea lui Ioan Botezătorul, mulți cred că Iisus s-a născut probabil în toamnă. Numărul 3. Nu știm câți magi l-au vizitat pe Iisus Hristos. Suntem obișnuiți să vedem de Crăciun icoane cu 3 magi. Probabil că au venit cu 3 daruri, aur, tămâie și smirnă. De aici și confuzia. Adevărul e că Scriptura nu ne spune câți magi au călătorit din Est pentru a-L vizita pe regele nou-născut. Numărul 4. Betleem înseamnă casa pâinii. Numele orașului în care se naște Iisus se numește Betleem. În ebraică, acestea sunt două cuvinte. Bet înseamnă casă și lehem înseamnă pâine. Este greu să nu vezi semnificația de aici. Nu numai că profetul din Vechiul Testament a prezis că Mesia se va naște în Betleem, dar frecvent și Iisus s-a referit la sine ca pâinea vieții. Numărul 5. Iisus a crescut ca tâmplar. Iosif, tatăl său, era cunoscut ca tâmplar, iar Iisus trebuie să fi învățat meserie pentru că este identificat de mulțimea din orașul său natal ca tâmplar. Cuvântul grecesc tecton înseamnă artizan sau meșter, iar aceasta nu înseamnă neapărat că Iosif ar fi creat lucruri din lemn. Ar fi putut fi și pietrar. Numărul 6. Primul miracol al lui Iisus Hristos a fost în Cana Galilei. Când Iisus a transformat apa în vin la sărbătoarea nunții din Cana, el a săvârșit prima sa minune. În acest eveniment miraculos, el și-a demonstrat controlul supranatural asupra elementelor fizice. Această minune a dat startul slujirii sale publice. Numărul 7. Iisus vorbea mai multe limbi. Aramaica a fost limba primară vorbită de evrei în Palestina secolului I și ca majoritatea evreilor, el ar fi învățat să studieze Tora în ebraică. Cu siguranță Iisus a vorbit și greaca, probabil că atunci când a vorbit cu Pilat din Pont. Romanii vorbeau în latină, dar greaca ar fi fost modul în care interacționau cu evreii de atunci. Iisus nu era vegetarian. Dieta în Palestina pentru evrei obișnuiți era destul de universală. Evangheliile îl arată pe Iisus mâncând produse de origine animală, la fel ca majoritatea celorlalți evrei. El ar fi mâncat o dietă regulată de pește și ar fi mâncat și miel, care era obișnuit în timpul sabatului evreiesc. Numărul 9. Maria a fost prezentă la nașterea și la moartea lui Hristos. Când Maria și Iosif l-au prezentat pe Iisus în templu, s-au întâlnit cu un bărbat mai în vârstă numit Simeon. Duhul Sfânt i-a promis lui Simeon că îl va vedea pe Mesia înainte de a muri. Îndemnat de Duh, el l-a recunoscut atunci pe Iisus. Luând copilul în brațe, el i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că i-a permis să asiste la acest moment cu Hristos. Numărul 10. Răstignirea nu era rară în Imperiul Roman. Romanii au menținut puterea acolo prin intimidare. Dacă ar exista vreun dezacord din partea unui grup sau unei persoane, autoritățile romane i-ar biciui și răstigni vinovați ca un mesaj dur către acel popor. Estimările oamenilor răstigniți ajung la 10.000 în perioada respectivă. Este important să ne amintim că impactul Evangheliei nu vine din unicitatea sau profunzimea suferinței lui Hristos pe cruce. Vine de la cine era pe cruce și ce s-a întâmplat după aceea. Numărul 11. Majoritatea evreilor, chiar și în ziua de astăzi, cred că Iisus Hristos nu a fost Mesia și nu a împlinit profeția mesianică. De asemenea, ei nu cred că Hristos a înviat sau a fost Fiul lui Dumnezeu. Numărul 12. Iisus probabil nu avea părul lung, chiar și în timpul slujirii sale, când ar fi avut un aspect mai natural, să zicem. Bărbații evrei care aveau părul lung au fost cel mai probabil cei care au făcut un jurământ nazaritean, lucru pe care Iisus probabil nu l-a făcut. Revenind la cei 18 ani lipsă din viața lui Hristos, o primă teorie afirmă că exact asta a făcut și Iisus, locuind departe de casă printre esenieni. De ce tocmai printre acești credincioși? Poate că Noul Testament face puține referiri la acest grup, deși pe celelalte le descrie cu lux de amănunte. Rămași atât de misterioși, chiar și în zilele noastre, esenienii puteau fi gazdele Mântuitorului în această perioadă lipsă. Poate că teoria lansată de romancierul Edmund Wilson în 1955 nu e atât de hazardată dacă ne gândim că tot esenienii sunt cei care au păstrat celebrele manuscrise de la Marea Moartă, în peșterile din Qumran. Se bănuiește că esenienii sunt evrei fugiți din Ierusalimul
corupt. Modul lor de viață și credința erau altfel decât în alte părți ale vechii Palestine. Ei ascultau de învățătorul dreptății și își spuneau drepții, aleșii lui Dumnezeu, și îl așteptau și ei pe Mesia. Esenienii aveau calendarul și sărbătorile lor, care se deosebeau de cele evreiești. Disprețuiau bogăția și plăcerile simțurilor, se rugau la oaltă și studiau zi și noapte scrierile sfinte. Evanghelistul Luca spune referitor la perioada aceasta doar atât. Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Celelalte evanghelii nu pomenesc nici măcar atât despre anii maturizării Mântuitorului. Între cele două referințe ale lui Marcu și Luca nu există nimic, dar exegeții au dedus că Iisus și-a petrecut viața alături de familie în Galileea, câștigându-și existența din tâmplărie. Se bănuiește că amănuntele din viața lui Hristos ar fi descrise pe larg în scrierile apocrife din Georgia sau Armenia, în diferite evanghelii după Maria Magdalena, Toma, Petru sau Iuda. Acest gol din viața Mântuitorului a fost umplut cu speculații și teorii. Imaginația oamenilor s-a aprins cu atât mai mult cu cât mintea noastră nu poate înțelege cum e posibil ca Iisus să fie ajuns dintr-un simplu tâmplar cel mai important personaj al Antichității, cel mai pomenit și mai iubit nume al tuturor timpurilor. Prima soție a lui Adam a fost ștersă din Biblie. Probabil că această informație vă va destabiliza un pilon central al credinței voastre. Dar Vechiul Testament este o carte veche evreiască, care a suferit de-a lungul timpurilor modificări, după bunul plac al oamenilor care au susținut-o. Cine era această femeie, această primă soție a lui Adam? Dacă nu Eva, de ce a apărut Eva și cum a apărut ea? Trebuie să ne întoarcem la primul capitol din Geneză, care face parte din cartea Tora evreiască. Dumnezeu creează bărbatul și femeia după chipul și asemănarea sa. Cu toate astea, în capitolul următor e menționat doar Adam, iar la un moment dat se vorbește despre crearea Evei. Dar ce s-a întâmplat cu femeia din primul capitol? Această neconcordanță sugerează că o parte a textului a fost schimbată sau eliminată, ca probabil multe alte pasaje din Vechiul și Noul Testament. În vechile texte sfinte evreiești se menționează de o oarecare Lilith, creată din țărână în același timp cu Adam, deci înaintea Evei. Simțindu-se totuși inferioară, părăsește Edenul, în semn de protest. Conform folclorului evreiesc, Lilith s-a răzvrătit împotriva superiorității masculine a lui Adam, ceea ce o face o figură problematică atât pentru iudaism cât și pentru creștinism, deoarece sunt religii patriarhale 100%. Lilith este, dacă vreți, prima formă de feminism din istoria omenirii. O dovadă suplimentară că Eva nu a fost prima soție a lui Adam poate fi găsită în versetele despre crearea ei din capitolul 2 Geneză. În diferite ediții ale Bibliei se menționează că Dumnezeu decide să-i dea omului o parteneră potrivită, ceea ce sugerează că prima parteneră ar fi fost nepotrivită. Iarăși, o chestiune de traducere dă de gol faptul că Lilith a fost prima soție a lui Adam. Ce s-a întâmplat totuși cu aceasta după ce a fugit din Eden? Femeia a fost urmărită de trei îngeri, care erau mesageri ai lui Dumnezeu. Aceștia au prins-o și au pedepsit-o pentru nesupunerea și aroganța ei. Astfel, Lilith ar fi fost blestemată și nu a putut niciodată naște copii. Cu toate astea, nu era total infertilă, ci putea da naștere doar demonilor. Există o altă versiune în care se menționează că frumoasa Lilith a fost pur și simplu mutilată. Toate aceste informații sunt din texte apocrife ale Vechiului Testament. Vechile legende evreiești mai spun că Lucifer s-a îndrăgostit nebunește de femeia fugită din Eden și că i-a promis că vor fi egali, iar Lilith ar fi devenit soția lui Lucifer. Doar că stăpânul iadului nu și-a ținut promisiunea să conducă în mod egal lumea de jos și acum Lilith tânjește după răzbunare.
Potrivit legendelor popoarelor din Orientul Mijlociu, Lilith este patroana spiritelor nopții care seduce bărbații și apoi își bate joc de ei. Istoricii atribuie originea mitului existenței lui Lilith unei perioade în care sistemul matriarhal a fost înlocuit cu cel patriarhal. Cu alte cuvinte, la începuturile omenirii, femeile erau cele care luau hotărâri în cadrul familiei. La un moment dat în istorie, acest raport s-a schimbat și bărbații au preluat rolul de șefi și capi ai familiei. În timp ce Lilith era simbolul femeilor independente, neascultătoare, Eva era mai docilă, fiind din coasta lui Adam. Din aceeași cauză, prima soție a fost eliminată din învățăturile religioase creștine și evreiești. Există tot mai multe surse care confirmă că Lilith a fost prima soție a lui Adam. Personajul acesta, Lilith, nu a fost menționat în Biblie pentru a înțelege originea umanității, ci a fost tăiat pentru că, împotriva tradiției bisericii de atunci, femeile trebuiau să se supună bărbaților și să se afle într-o poziție inferioară a bărbaților, așa cum este încă în lumea musulmană și în alte religii în care femeia e considerată un obiect neînsuflețit și o sclavă a bărbatului. Biblia tradițională a suferit atât de multe filtre religioase încât a pierdut unele dintre secțiunile importante. Cu toate astea, există o parte care a fost lăsată în urmă, în care se sugerează că Dumnezeu a creat nu numai un bărbat, ci și o femeie în același timp și nu mai târziu, așa cum s-a scris mai târziu povestea coastei lui Adam. Geneza 1:27 spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său și după chipul lui Dumnezeu l-a creat bărbat și femeie. Acest lucru ne face să credem că Dumnezeu i-a creat în același timp și pe bărbat și pe femeie. Unica referință din Biblie se găsește în prorocia lui Isaia despre pustirea Edomului. Fiarele din pustiu se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și țapii păroși se vor chema unii pe alții. Acolo își va avea locuința năluca nopții și își va găsi un loc de odihnă. Ceea ce în limba română a fost tradus năluca nopții este cuvântul Lilith și semnifică demon de noapte feminin. Mai mult nu spune nimic Biblia și nu avem nici noi dreptul să dăm frâu fanteziei ca să inventăm ce Scriptura nu afirmă. Îngerii care au încercat să o convingă pe Lilith să se întoarcă la soțul său au amenințat-o spunându-i că va muri înnecată dacă nu revine, însă ea și-a dat seama că are un avantaj. Înainte să apară probleme în paradis, Dumnezeu îi oferise toată puterea de a-i ocroti pe nou-născuți, mai precis pe fete până în cea de-a 20-a zi a vieții lor și pe băieți până în cea de-a 8-a zi. Îngerii au făcut un pact cu ea, oferindu-i libertatea în schimbul protecției bebelușilor care vor purta o amuletă cu numele ei. Dumnezeu a încercat să o facă pe Lilith să revină acasă, dar nu a reușit. I-a spus că dacă nu se va întoarce, își va vedea murind 100 de copii zămisliți deja cu demonii. Lilith a preferat mai degrabă să-și vadă copiii murind în fiecare zi la răsăritul și la apusul soarelui decât să renunțe la principiile sale. Având sufletul otrăvit de amărăciunea acestor atrocități, Lilith a devenit și mai puternică și mai răzbunătoare. După această experiență avută cu Lilith, Creatorul nu a avut de ales decât să o creeze pe Eva din coasta lui Adam, care, spre deosebire de Lilith, i-a fost ascultătoare în toate. Mai mult, potrivit uneia dintre versiuni, Lilith a fost cea care s-a reîncarnat apoi ca însuși șarpele ispititor pentru a o incita pe Eva să guste din mărul interzis. A făcut-o din gelozie după ce a văzut fericirea lui Adam și satisfacția Evei. Un alt aspect interesant asupra poveștilor ce planează asupra acestei creaturi mitologice este faptul că ea a părăsit raiul mult înainte de căderea lui Adam și a Evei. Prin urmare, Lilith nu a cunoscut moartea.